Bună ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Dragilor, vă invit la o etalare interactivă pe tema sentimentală. Bineînțeles, o etalare la care vreau să răspund la întrebările ce gândește persoana din sufletul vostru în momentul în care voi vedeți această etalare, ce intenții are și ce acțiuni va lua vis-a-vis de dumneavoastră. Nu vreau să mă gândesc la o perioadă mai lungă de 2 săptămâni, dar fiți liberi să vă alegeți perioada dorită de voi. Așadar, o etalare pe plan sentimental din momentul în care voi vedeți acest clip, aș spune eu până la 2 săptămâni, dar voi puteți să vă gândiți la o perioadă mai lungă dacă vă doriți. Țineți cont că este o etalare generală și că nu toate elementele vi se potrivesc. Dacă vreți să participați la această etalare, v-aș ruga să vă alegeți între setul de cărți numărul 1, setul de cărți numărul 2 și setul de cărți numărul 3. Voi extrage acum cărțile pentru cei care ați ales setul de cărți numărul 1, așadar gândiți-vă la persoana aceasta despre care vreți să știți mai multe și să vedem ce ne arată cărțile de tarot astăzi pentru dumneavoastră, ce informații ar trebui să știți. Așadar, ce gândește această persoană în acest moment despre dumneavoastră sau despre relație, care sunt intențiile și, de fapt, ce va face această persoană. Ok? Bun. Haideți să trecem la... să scot cărțile pentru cei care ați ales varianta a doua. Gândiți-vă la această persoană. Puteți să vă alegeți mai multe variante dacă aveți mai multe persoane sau sunt... da, în jurul dumneavoastră mai mulți interesați sau mai multe persoane sunt interesate în a fi cu voi, fiți liber să alegeți, eu știu, câte variante vă doriți dacă sunt persoane diferite. Așadar, pentru varianta a doua, să vedem care sunt gândurile sale despre voi sau despre această relație, care sunt intențiile și, de fapt, care sunt acțiunile. Repet, eu mă gândesc la o perioadă de 2 săptămâni. Și ultima variantă, varianta a treia. Gândiți-vă, vă rog frumos, cei care ați ales această variantă, gândiți-vă la persoana voastră. Gândiți-vă la această persoană și să vedem care sunt gândurile, care sunt intențiile, gândurile sale, da? Intențiile sale și, de fapt, ce va face această persoană vis-a-vis de voi în următoarele 2 săptămâni. Bun, haideți să începem cu cei care ați ales prima variantă, dragilor. Așadar, gândurile sale. Dacă dumneavoastră ați respins în ultima perioadă de timp această persoană, în sensul că ea sau el a încercat să vină către voi, fie printr-un mesaj, fie într-un mod indirect, și ați întors spatele, nu ați discutat, nu dați curs acestei oportunități sau acestei invitații, se gândește la acest lucru. Sau dacă această persoană v-a părăsit, se gândește la momentul acela. Reia în mintea sa, în momentul de față, pașii pe care i-a făcut a se îndepărta de dumneavoastră. A fost ceva plănuit. Această persoană a plănuit să se îndepărteze de dumneavoastră, dar asta pentru că așa a trebuit, așa a considerat că la momentul respectiv trebuie să facă acest pas. O iubire foarte mare,
pe care i-ați purtat-o, să știți pe care v-a purtat-o, pentru că este cartea și reprezintă cupele, chiar dacă acest personaj este întors cu spatele, a plecat pentru că, repet, trebuia să facă ceva, trebuia să se îndrepte către altceva, trebuia să clarifice ceva. Și s-a îndreptat spre cu totul, poate o altă persoană, de ce nu, sau o altă situație care trebuia rezolvată și necesita rezolvare din partea sa. Mai ales dacă voi sau persoana respectivă sunteți în rac, scorpion sau pești, da, ca și semne zodiacale. Sunteți suflete pereche, se gândește la înțelegerea pe care ați avut-o, la, eu știu, sincronicitatea pe care ați avut-o între voi doi. Fie ați fost la școală împreună, fie ați copilărit împreună, știți de mult, la liceu poate ați fost împreună sau la facultate sau ați lucrat împreună. În orice caz, această persoană se gândește la acele momente și se gândește să revină în viața dumneavoastră. De fapt, a greșit și recunoaște. Voi, cei care ați ales varianta 1, persoana aceasta recunoaște că a greșit în fața voastră, în momentul în care s-a îndepărtat de voi. Dar este o relație de suflete pereche și se gândește la lucrul acesta. Aveți multe în comun, poate o viață anterioară și multe în comun. Relația dintre voi și persoana asta nu s-a terminat, chiar dacă este o distanță fizică între voi. S-ar putea să vă despartă mări, țări, orașe, etc., pentru că simt o distanță între voi la câțiva, nu la toți, dar această persoană își dorește împăcarea și sunt sigură că va face ceva în această privință. Dar haideți să descoperim, dragii mei, voi cei care ați ales varianta 1, să descoperim care sunt intențiile. Intențiile sale sunt clare și au fost clare din momentul în care s-a îndepărtat de voi, nu în momentul în care v-a cunoscut. Nu. În momentul în care s-a îndepărtat de voi, această persoană a știut că a făcut o alegere, dar o alegere practică. A avut de ales între voi și o persoană anume sau între voi și o situație anume. Și a trebuit să aleagă cealaltă persoană sau cealaltă situație datorită unor conjuncturi, etc. Însă, acum persoana asta știe că pe voi v-a ales cu sufletul. Sufletul său este alături de voi, chiar dacă fizic această persoană nu vă aparține sau n-ați văzut-o de mult timp sau aparține altcuiva, este într-o relație cu altcineva sau a plecat pur și simplu, repet, într-o altă țară, o altă localitate, oricum a schimbat ceva. O persoană foarte ocupată, o persoană care nu stă, nu doarme, da? Este o persoană activă din punct de vedere financiar, această persoană. Iar intențiile sale sunt să ajungă liberă, pentru că această persoană nu este liberă. Repet, poate fi căsătorită sau poate fi într-o relație să locuiască cu cineva de foarte mult timp. Sau partea materială pentru această persoană a contat foarte, foarte, foarte mult, iar acum intenția sa este să ajungă la maximul de independență financiară pe care îl poate găsi și să vină să se împece cu voi, să creeze o viață în doi. Persoana aceasta nu vrea să o uitați, nu vrea să plecați din viața sa. Și va veni către voi. Va veni către voi, așteptați-vă la acest lucru după ce își va găsi libertatea, pentru că are nevoie de libertate, de liber arbitru, deși deja știe că pe voi v-a ales cu sufletul. Ce acțiuni va face concret? Da? Concret ce va face această persoană? Va veni către voi și va dori să aibă succesul necesar, chiar dacă la început va continua să fie o relație de trio, pentru că aici există copii, există familie implicată, există moștenire, există bani, există avere, există un business, etc. Deci, pentru majoritatea ceva stă între voi și această persoană și în momentul în care va reveni, nu am de ce să vă mint,
această persoană va fi cu altcineva, da? Va mai fi cu altcineva sau altcevaul acela care pe voi v-a despărțit sau către care acea persoană s-a îndreptat la momentul despărțirii de voi va mai exista, dar cert este că nu va conta pentru persoana respectivă. Veți primi o invitație de la această persoană. O invitație care o să vă facă foarte multă căldură în suflet, o să vă aducă plăcere, o să vă aducă o stare de optimism, iar persoana asta o să vă aștepte. O să fie o întâlnire romantică între voi și această persoană, iar voi veți răspunde acestei întâlniri. Să știți, dragii mei, voi cei care ați ales setul de cărți numărul 1. Așadar, o întâlnire romantică, o împăcare cu persoana din sufletul vostru. Dragii mei, trecem la cei care ați ales varianta a doua. Această variantă, așadar, gândiți-vă la persoana voastră și haideți să vedem ce gândește ea despre voi sau despre această relație în acest moment. S-a îndepărtat de voi sau se gândește să o facă. Dacă nu a făcut-o, se gândește sau se gândește pur și simplu la momentul în care voi v-ați îndepărtat de el sau ea. S-ar putea să fi dorit să se întoarcă și voi v-ați îndepărtat, dar se gândește să vă dea un mesaj, se gândește să reapară în viața voastră după această distanță care s-a creat între voi doi, se gândește la metode de a semnaliza prezența din nou lângă dumneavoastră. Se gândește să vă capteze atenția. Iar voi știți asta, este teamă. Este teamă pentru că știți foarte multe lucruri. I-ați spus foarte multe lucruri pe care nu aveați de unde să le știți, nu avea cine să vi le comunice și este cam teamă de dumneavoastră. Se întreabă cine v-a comunicat aceste lucruri și cum de știți toate aceste lucruri despre el sau ea. Așadar, la câțiva s-a creat o distanță fizică care acum se gândește să fie diminuată de această persoană, dar este teamă de voi, de intuiția dumneavoastră, de informațiile pe care le aveți, de ceea ce i-ați comunicat, știe cine sunteți, știe talentul pe care dumneavoastră îl aveți. S-ar putea să dați în cărți voi cei care ați ales varianta a doua sau să vă pricepeți la acest lucru sau tarotul să fie ghidul dumneavoastră. Și este teamă de acest lucru, parcă știe, da? Intenția acestei persoane, voi cei care ați ales varianta a doua, este clară, să scoată un adevăr la suprafață. Au fost foarte multe uși blocate, uși închise, uși trântite în nas între voi doi. S-ar putea să fie avut foarte multe despărțiri sau, dacă nu ați avut nicio despărțire, această îndepărtare fizică ce s-a creat a adus foarte multe blocaje, cicluri repetitive, lucruri care s-au repetat. Chiar dacă, repet, nu v-ați certat sau v-ați certat, mai contează lucruri care s-au repetat la nesfârșit până când ați obosit și voi și persoana respectivă. Dacă nu este cazul așa, această persoană vrea să iasă la suprafață și să vină în fața voastră cu un adevăr, cu o explicație despre motivul pe care l-a avut și care l-a determinat sau a determinat-o să se îndepărteze de voi. Faptul că a avut foarte multe probleme în viața sa sau probleme cu anumite acte. Această persoană s-ar putea să fie avut. Vrea să vă spună asta. Vrea să îl înțelegeți sau să o înțelegeți. Nu acceptă să nu îl credeți sau să nu mai aveți încredere în el sau în ea sau să nu o credeți, da? Vrea să colaborați, vrea să creați un pact cu el sau ea. Există o parte dintre dumneavoastră care sunteți într-o relație de trio amoros, cei care ați ales varianta a doua, iar acest trio va fi explicat, un secret va ieși la iveală privind acest trio amoros. S-ar putea să mai lucrați încă cu această persoană sau să fi lucrat cu această persoană
sau să o cunoașteți, să o fi cunoscut prin intermediul jobului. Și intenția sa este să revină poate la jobul acela sau să revină la voi cu explicații sau să ceară ajutorul unei terțe persoane care să poată să vă împece sau care să poată să vă aducă acel adevăr. Dar haideți să vedem clar care sunt acțiunile acestei persoane. Vedeți cum vine către voi și nu se lasă. Nu acceptă refuz din partea dumneavoastră, vrea să colaborați, vrea să îngropați securea, vrea să vă împăcați, vrea acest parteneriat să continue. Are foarte multă pasiune această persoană și din, eu știu, oarecum disperarea pe care o are, pentru că această persoană este disperată să se vadă cu voi, să se întâlnească cu voi, să fie cu voi. Din această disperare va lua o decizie extrem de impulsivă, aceea de a fugi către voi, de a veni către voi, de a vă căuta acasă în ciuda altor persoane care ar putea fi între voi sau cine ce ar putea afla, parcă pe această persoană n-ar mai interesa-o. Este pur și simplu, simt o oarecare disperare la această persoană, înțelegeți? În a veni către voi. Este oarecare relație în secret între voi doi, o iluzie pe care și-a creat-o în sensul că nu își poate lua mintea de la voi și va crede că este o iluzie, pentru că acțiunea pe care o va face va fi atât de impulsivă încât s-ar putea ca voi să nu-i răspundeți. Să vă caute și voi să nu-i răspundeți și atunci să spună este o iluzie că voi l-ați iubit sau voi i-ați spus atâtea lucruri și acum îi întoarceți spatele. Este o dorință poate a sa de a fi cu voi și a întemeia o familie cu voi, avea un copil cu voi. În ciuda faptului că, repet, îmi iese o energie de relație de trio, nu știu de ce și-ar dori acest copil cu dumneavoastră, dar parcă vine cu planul acesta și scoate acest plan din impulsivitate, este, vine pur și simplu din sufletul său, nu-l gândește când vă spune lucrul acesta, hai să facem un copil, da? Este ceva de o manieră impulsivă, dar vrea să vină către voi. Acolo unde nu este cazul și nu are legătură cu copii, această persoană va crede că dacă voi îi întoarceți spatele și există șansa, în momentul în care vine să vă caute, să nu-i deschideți ușa, spre exemplu, să creadă că este o iluzie tot ceea ce i-ați povestit dumneavoastră și a rămas mască. Tot ceea ce ați făcut dumneavoastră pentru el sau ea, va crede că este o iluzie, da? Așadar, dragii mei, aceasta a fost energia pentru voi, cei care ați ales varianta a doua. Haideți să trecem la cei care ați ales varianta a treia, să vedem ce gândește această persoană despre voi sau relația cu voi în acest moment. Vă rog frumos să vă gândiți la această persoană și haideți să vedem ce gândește. Gândește că sunteți sufletul său pereche, se gândește la momentele frumoase petrecute împreună, la o melodie, la anumite mesaje pe care i le-ați trimis sau vi le-a trimis. Se gândește la maniera în care să vină către dumneavoastră. Au fost anumite probleme de partea dumneavoastră, la dumneavoastră, nu știu ce anumite probleme, poate n-ați crezut, lucruri sentimentale, pe partea sentimentală, pot avea legătură cu trecutul vostru sau cu persoana aceasta. Și acele probleme v-au ținut un pic la distanță de el sau ea, dar se gândește la dumneavoastră intens, este nostalgică, se gândește să vină către dumneavoastră și foarte rapid, nu vă așteptați la 2 săptămâni, s-ar putea să fie mult mai rapid,
voi cei care ați ales varianta a treia, ca această persoană să vină către voi, mai ales dacă este un rac, scorpion, pești, berbec, leu sau săgetător. Va veni către voi, veți primi o veste, vestea pe care o veți primi va fi pur și simplu în mod direct, deci nu va fi mesaj text, nu va fi, va fi fie prin telefon, fie față în față. Vă va căuta această persoană. Vine cu dorința de a se împăca cu voi, cu dorința de a repara ceea ce a greșit. Pentru că, v-am zis, sunt unele probleme legate de planul sentimental la voi, dar care ar fi putut fi create de această persoană? Un gol, ceva s-a spart în inima dumneavoastră în momentul în care respectivul sau respectiva a dispărut din viața voastră. Iar acum se va întoarce val vârtej. Există foarte mare acțiune din partea acestei persoane pe care vrea să o întreprindă vis-a-vis de voi și o acțiune destul de rapidă. Pentru cei care ați ales varianta a treia, s-ar putea ca această persoană să se afle departe de voi, la o distanță fizică, într-un alt oraș, într-o altă țară, de ce nu, și să vină rapid către voi, deci să plece la drum. S-ar putea să aibă o diferență de vârstă față de voi această persoană. Haideți să vedem care sunt intențiile. Intențiile sale sunt să vă recucerească. Câțiva dintre voi nu v-ați mai văzut de un an de zile sau de aproape un an de zile. Foarte multă pasiune are pentru voi, atenție la cei care ați trecut cu această persoană prin momente de intimitate extrem de frumoase, pentru că vrea să reînvie acele momente, de asta zic atenție. Se gândește extrem de mult la voi, trăiește cu energia dumneavoastră această persoană. Acolo, departe unde este, persoana aceasta trăiește datorită energiei pe care voi i-ați oferit-o, iar intențiile sale sunt clare de a acționa. Însă, voi se pare că nu, sau el sau ea gândește că îl veți respinge sau o veți respinge. A mai venit la dumneavoastră această persoană și a găsit un pic o respingere. Ați vorbit cu el sau ea, dar n-ați vorbit așa cum ați făcut-o până acum. Pentru că maniera în care dumneavoastră vă exprimați, valoarea pe care o ofereați n-a mai fost la fel ca în momentul în care această persoană a încercat să revină în viața dumneavoastră. Ori este, nu știu dacă este teamă, dar știe și se așteaptă ca voi să îl sau să o respingeți în ciuda explicațiilor pe care vi le va oferi. Dacă voi sunteți femeie, văd o persoană distinsă, o persoană frumoasă, o persoană care elegantă, se îmbracă frumos, o persoană care este mereu în centru atenției, iar persoana masculină, dacă sunteți voi sau persoana voastră, este o persoană, cum să vă zic, indiferent de vârsta sa, are un spirit tânăr, s-ar putea să fie brunetă sau roșcată și să aibă mustață acea persoană. Haideți să vedem acum pentru voi cei care ați ales setul de cărți numărul 3, care ar fi acțiunea acestei persoane. Vă va căuta, asta este clar, 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 și vă va căuta pentru că dorește să revină, să-i oferiți ceea ce i-ați oferit odată. Și ce i-ați oferit odată este dragostea voastră. Această persoană s-ar fi putut să plece departe pentru a rezolva ceva cu o altă persoană sau alte persoane. Ceva sau cineva stă între voi și această persoană și în momentul de față a stat și stă în momentul de față între voi doi. S-ar putea ca această persoană să fie avut și alte opțiuni în viața sa, dar văd clar că sunt anumite persoane care stau între voi doi și acum, dar pe care respectivul sau respectiva le ignoră complet. La voi se gândește, este nostalgic în ceea ce vă privește, sunteți sufletul său pereche și va veni, vă va căuta. Își va crea stabilitatea necesară în momentul în care vă va căuta.
De ce vă caută? Repet, pentru a-i oferi dragostea voastră și pentru a-i oferi stabilitate. Persoana asta nu este stabilă fără voi. Este instabilă pe plan financiar și pe plan emoțional fără voi. Este obsedată de voi această persoană, dragii mei, voi cei care ați ales varianta aceasta a treia. La un moment dat, repet, voi ați respins această persoană, oricât de pasiune ați avut pentru el sau ea, l-ați respins sau ați respins-o, se așteaptă la lucrul acesta, se așteaptă să nu-i răspundeți rapid, dar va insista pentru că are nevoie de dragostea voastră, are nevoie de stabilitatea care o creați, are nevoie de binele pe care îl faceți și dorește să fie cu voi. Veți primi curând această invitație de la această persoană. Cât de mult va dura relația dintre voi doi, nu știu, pentru că este o etalare care, repet, este pe termen scurt, dar persoana aceasta este clar că o să vă caute și o să revină în viața dumneavoastră. Dragii mei, acestea sunt etalarele, de fapt acestea sunt energiile celor trei variante. Mulțumesc din suflet că m-ați urmărit, vă iubesc și vă doresc tot binele din lume. La revedere, dragilor!